Stimați colegi, a venit momentul să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă adevărul este dur. Responsabilitatea noastră ca parlamentari este să informăm societatea despre ce urmează și să adoptăm toate măsurile necesare pentru a reduce impactul acestei crize. Vin vremuri grele, recesiunea economică care ne așteaptă va fi profundă. Economia se va contracta cu cel puțin 3% în acest an. Asta înseamnă că pentru a recupera PIB-ul pierdut în timpul crizei, vom avea nevoie chiar și cu guvernare bună de până la 10 ani de creștere economică accelerată pentru a recupera această pierdere. 10 ani, asta este enorm. Trebuie să fim conștienți că această criză va schimba țara și lumea în care trăim. Iar în spatele acestor cifre seci stau destinele a sute de mii de oameni. Oameni care în următoarele luni, inclusiv datorită măsurilor economice insuficiente pe care le promovează acest guvern, își vor pierde locurile de muncă. Oameni care din cauza impactului global al acestei crize își vor pierde veniturile din remitență. Pensionari care supraviețuiau cu pensiile noastre mizere doar datorită ajutorului din partea copiilor și care s-ar putea să nu mai poată conta. M-aș fi așteptat astăzi să văd un guvern care recunoaște gravitatea problemei și magnitudinea provocărilor pe care le avem de înfruntat și vine cu o politică economică și socială comprehensivă pentru a ajuta acești oameni. Cu regret, măsurile economice adoptate astăzi sunt insuficiente. Cumulativ, pachetul de stimulare economică și suport social propus de guvern este echivalent cu doar 0,87% din PIB. România a adoptat măsuri de suport în valoare de 2% din PIB, Rusia 1,4%, Cehia 2%, Letonia 6%. Măsurile propuse astăzi nu vor fi suficiente pentru a evita o criză socială de proporții comparabilă cu ceea ce a văzut această țară în anii 90. M-aș fi așteptat astăzi să văd un guvern care are prognoze clare și cel puțin calcule aproximative primind numărul persoanelor care își vor pierde locurile de muncă și vor avea nevoie de ajutor de șomaj. Cele 168 de milioane alocate sunt suficiente pentru a achita indemnizații în valoare medie de 2700 de lei pentru doar 20.000 de oameni pe parcursul a 3 luni de zile. 20.000 de șomeri în plus față de anul 2019 înseamnă estimarea creșterii ratului șomajului cu doar 2 puncte procentuale pe 3 luni de zile, în condițiile când pachetul nostru de măsuri economice este atât de modest. Prin comparație, FMI estimează că în România rata șomajului va crește de la 3,9 la 10,1 în 2020, asta în condițiile în care ei adoptă măsuri de stimulare economică de două ori mai mari ca pondere în PIB decât noi și subvenționează șomajul tehnic pe 3 luni de zile. Cu alte cuvinte, România acoperă din bugetul de stat costurile de salarizare ale companiilor afectate de criză pentru ca ele să nu concedieze oamenii. Noi asta nu facem. Și comparația evidențiază fără echivoc că măsurile guvernului de susținere a populației și modificarea propusă la bugetul de asigurări sociale sunt insuficiente și nu răspund necesităților reale care vor apărea. Cu asemenea măsuri, colapsul social este iminent. Considerăm că guvernul trebuie să aloce mai mulți bani pentru protecția populației. Există spațiu pentru reduceri de cheltuieli despre care s-a discutat azi mult, așa și nu ați blocat toate achizițiile neprioritare. În continuare propuneți să alocăm 18 milioane pentru ambasada din Belarus, 3 milioane pentru studii de prefezabilitate, 37 de milioane pentru centru de instruire pentru MAI. Este clar pentru toți că fiind în luna mai, fizic nu va fi posibil de absorbit toți banii alocați pentru drumuri. Deci bani sunt pentru o politică mai amplă de susținere a oamenilor, fie că e prin ajutare de șomaj, fie că e prin subvenționarea șomajului tehnic, dorinți și voinți politic să fie. Totodată regretăm că guvernarea privește politica de protecție socială doar prin prisma bugetului de asigurări sociale. Stimați colegi, noi așa și nu avem o decizie privind acordarea dreptului de a amâna plata la creditele pe care le-au contractat cetățenii noștri, de la companii, în special de la companiile de microfinanțare. Vă aduc aminte că guvernul s-a rezumat la o recomandare adresată acestor companii de a permite acest lucru, iar din discuțiile pe care le avem cu cetățenii, puține din acele 166 de companii s-au conformat. Vă aduc aminte că avem aproape 650.000 de cetățeni care s-au împrumutat de la companiile de microfinanțare cu procente foarte mari și care, odată ce își vor pierde veniturile, nu vor putea să ramburseze aceste credite și vor fi nevoite să aleagă între a-și vinde casele, a fi obligați să recurgă la alte măsuri sau să le ramburseze. Pentru ca să le ramburseze. Nu este târziu, guvernul
să adopte o hotărâre din nou, există practică bună în țările din regiune, prin care să le permită oamenilor să amâne plata acestor dobânzi. Și asta tot trebuie privită ca o măsură de protecție socială în aceste condiții atât de complicate. Pentru că odată cu reducerea veniturilor, oamenii vor intra, vor ajunge la sărăcie, lipie. Și este foarte grav. Eu tare mult sper că astăzi eu greșesc, sau noi greșim în estimările pe care le avem și o să adeverească că banii care au fost alocați sunt suficienți și sper să greșesc. Noi vom susține acest buget, deși considerăm că nu sunt alocate resurse suficiente. Și pe final vreau să comentez, să utilizez dreptul la replică asta 30 de secunde, pentru că astăzi un coleg a decis să ne țină o lecție, alt coleg a decis să țină o lecție medicilor îndemnându-i să nu vorbească. Eu înțeleg că poate educația sovietică, tradiția asta a lăsat o anumită amprentă în subconștientul dumneavoastră și există o tradiție de a nu vorbi, de a nu avea o poziție în fața autorității. Noi, cumva generația născută după 91, ne-am eliberat de această frică. Zece secunde, vă rog. Ceva care cu regret nu este. Este că raba nu-și da vădavlimete să bea pe caple, domnul Novac. Aveți curajul să vorbiți atunci când cineva spune un adevăr și să luptați pentru lucrurile în care credeți. Mersi.